Klaus Iohannis face apel la partide ca acestea să susțină Planul Național de Redresare și Reziliență. Președintele a vorbit astăzi de la Palatul Cotroceni despre mobilizare și solidaritate generală pentru implementarea PNRR. Apelul său vine cu doar câteva zile înainte ca planul de 29 de miliarde de euro să fie depus de Guvernul României la Comisia Europeană. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că a promulgat legea privind ratificarea deciziei Euratom, prin care pot fi accesate fondurile financiare europene necesare, PNRR. Este vorba despre aproape 30 de miliarde de euro, bani europeni care vor ajunge în țara noastră. În schimb, România s-a angajat să facă reforme ample în sistemul de pensii și de salarii. Suntem la mai bine de un an de la debutul pandemiei, care a însemnat în primul rând o criză sanitară fără precedent, dar și o economie masiv afectată. Am depășit împreună o perioadă dificilă. De acum înainte, așadar, avem un obiectiv foarte precis: construirea României post-pandemice. Asta nu înseamnă nici pe departe revenirea la starea de dinainte, ci tocmai un progres semnificativ spre o nouă etapă. Șeful statului a explicat faptul că de acum înainte este importantă folosirea banilor din PNRR și a fondurilor europene structurale pentru investiții în educație, în administrație digitalizată sau în protecția mediului. Klaus Iohannis a făcut astfel apel la clasa politică să susțină Planul Național de Redresare și Reziliență. De reușita PNRR depinde într-o mare măsură cum va arăta viitorul societății noastre. Din această perspectivă, acest demers nu are culoare politică. Acest plan aparține României, iar implementarea sa se va întinde oricum dincolo de mandatul actualului guvern. Abordările politicianiste sau criticile în notă electorală nu fac altceva decât să șubrezească șansele sale de reușită. Acum este momentul ca toate forțele politice responsabile să iasă din logica îngustă de partid, să dea dovadă de solidaritate, de responsabilitate și să susțină cu toate forțele acest efort național. Fac un apel la guvernanți să continue demersurile, inclusiv cele de comunicare, astfel încât la nivel central să fie foarte clare procedurile pentru accesarea proiectelor și termenele pentru finalizarea reformelor. Președintele a făcut apel și la primari, dar și la mediul de afaceri, pentru susținerea planului menit să aducă României aproape 30 de miliarde de euro.